Now, at the time of this particular Prayer for Israel conference, în această conferință, rugăciune pentru Israel, we're at the general time of the Feast of the Lord called in Hebrew Shavuot, or in English Pentecost. Suntem în momentul sărbătorii evreiești, care în ebraică se numește Shavuot și în română se numește Cincizecime. It's so sad to me that most people in the church don't even know about the Feast of the Lord. E trist pentru că în biserică majoritatea oamenilor nu știu despre sărbătorile Domnului. Churches have made their own calendars, but God has a calendar. Oamenii și-au făcut propriul lor calendar, dar Dumnezeu are un calendar. And the first festival on the calendar is Passover. Prima sărbătoare din calendarul lui este Paștele. And this is the festival that our Lord embodied as the Lamb of God. Și aceasta este sărbătoarea în care Dumnezeu a venit ca mielul lui Dumnezeu pe pământ. It's when in the time of the Jewish nation that the lamb was slain and his blood was put over the doorpost for deliverance. Este momentul în care mielul lui Dumnezeu a venit, mielul a fost omorât, sângele lui a fost pus pe ușorii ușii ca o eliberare de pedeapsă. When the Israelites put the blood of the lamb over their door in Egypt, it meant they were free to go, and it's a picture of our freedom from the slavery of sin. Când evreii și-au pus sângele pe ușă, a fost un simbol al eliberării, că ei pot pleca. And during the festival of Passover, there is a festival of the waving of the sheaf. În momentul cu ocazia sărbătorii Paștelui este o tradiție anume de a It's called first fruits. And Yeshua, when he was raised from the dead, was raised at the time of first fruits. De a vântura snopii și first fruits. Și reprezintă primele roade. And then God said in Leviticus they were to count 50 days and wave for 50 days until the next holiday, which is Shavuot, the holiday of weeks. Dumnezeu le-a spus să vânture acest snop timp de 50 de zile până când urma să înceapă următoarea sărbătoare. Most, I would say 99.9% of the people in the church don't know that we're living in a countdown. Aș spune că 99,99% creștinii din ziua de azi nu știu că noi trăim într-o numărătoare continuă, descendentă. God said to count 50 days between Passover and Shavuot. Dumnezeu ne-a spus să numărăm 50 de zile de la Paști și până la Cincizecime. And when we fast forward to the New Testament, și când mergem mai repede în Noul Testament, during this counting, Yeshua told the disciples to wait to receive power. În timpul acestei numărători, Dumnezeu Iisus le-a spus ucenicilor să aștepte pentru ca să primească putere. But it's interesting that our Lord broke the pattern. Dar e interesant că Domnul nostru a rupt acest tipar. 40 days. On 40 days, the disciples were in the upper room. După 40 de zile, ucenicii erau în camera de sus. And the Holy Spirit fell during this festival. Și Duhul Sfânt a venit peste ei în timpul acestei sărbători. And so we're celebrating the time when the Holy Spirit was outpoured. Prin urmare, sărbătorim momentul în care Duhul Sfânt a fost turnat. Now the Jewish people see Shavuot as when the law was given. Și poporul Israel vede sărbătoarea Shavuot ca momentul în care a fost dată legea. Now you remember when the people approached the mountain at Sinai when the law was given, 3,000 were killed because they came near. Atunci când Israelul s-a apropiat de muntele Sion, când s-a dat legea, 3,000 de oameni au fost omorâți pentru că au mers prea aproape. But when the Holy Spirit was poured out in Jerusalem on the upper room, dar când Duhul Sfânt a fost turnat în Ierusalim, în camera de sus, and the Apostle Peter preached and explained what was going on, și Apostolul Petru a predicat și a explicat ce se întâmpla, 3,000 were saved that day. 3,000 de persoane au fost mântuite în aceea zi.
So the law can bring death. Prin urmare, legea poate aduce moarte. But the Spirit brings life. Dar Duhul aduce viață. We're living in the dispensation of the Spirit. Noi trăim acum sub Duh. We thank God for the law. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lege. Because the law is like a mirror in which we look at ourselves and we see sin. Pentru că legea este ca o oglindă în care ne uităm la noi înșine și vedem păcat. But we have been given the Holy Spirit. Dar ni s-a dat Duhul Sfânt. This is the dispensation that people will be saved. În așa fel încât în Duhul Sfânt noi să putem fi salvați. And we're living in the time of the harvest. Și trăim în momentul recoltei, în vremea recoltei. Shavuot and Pentecost are a harvest festival. Shavuot, cincizecimea este o sărbătoare de recoltă. And those were the spring festivals. Acestea sunt sărbătorile de primăvară. Then there's a long period of time until the fall, until the autumn. Apoi este o perioadă lungă de timp până în toamnă. And that period is represented by the fullness of the Gentiles, when all of the Gentiles who are going to be saved shall be saved. Și aceasta reprezintă momentul în care majoritatea neamurilor vor fi mântuite. Then we come to the fall festivals mentioned in Leviticus. Apoi ajungem la sărbătorile de toamnă menționate în Levitic. And we have the Feast of Trumpets. Avem sărbătoarea șofarelor. In the fall, and we have Yom Kippur, the Day of Atonement. Avem Yom Kippur, ziua ispășirii. And the week-long Feast of Tabernacles. Și sărbătoarea corturilor care ține o săptămână. And Yeshua, Jesus, Isus, fulfills all of them. Și Isus le împlinește pe toate. During Passover, he was the Lamb of God. În timpul Paștelor, el a fost mielul lui Dumnezeu. During the Feast of Weeks, Shavuot, he is the Holy Spirit being poured out. În ziua cu ocazia sărbătorii cincizecimii, el este Duhul Sfânt care este turnat. He is the fulfillment of the law. El este împlinirea legii. He says not one jot or tittle of the law will be lost. He fulfilled it all. El a spus că niciun cuvânt nu se va pierde din lege. El le împlinește pe toate. He sent the outpouring of the Holy Spirit to give us power. A trimis ungerea Duhului Sfânt să ne dea putere. To be his witnesses. Ca să fim martori. And we're living in that period now between Shavuot, but we must go on. We must go on from Pentecost to the fall festivals. Noi trăim acum în această perioadă a cincizecimii, dar trebuie să mergem mai departe către sărbătorile de toamnă. Many in the church want to camp around Pentecost forever. Multe biserici vor să rămână, să-și pună tabără în sărbătoarea cincizecimii. But there's more in God. Dar în Dumnezeu există mai multe lucruri. Now the Feast of Trumpets, sărbătoarea șofarelor, is a prophetic picture. Este o imagine profetică. Because Paul said in 1 Thessalonians 4, pentru că Pavel a spus în 1 Tesaloniceni 4, we're going to hear a shout. Că vom auzi un strigăt. We're going to hear the archangel. Vom auzi arhanghelii. And we're going to hear the trumpet of God. Și vom auzi șofarul lui Dumnezeu. Now at Pentecost there was a sound. Și la cincizecime s-a auzit un sunet. There was the sound of a mighty rushing wind from heaven. S-a auzit zgomotul unui vânt puternic din cer. Thank God for that sound. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest sunet. That meant the Holy Spirit came and rested on each one of us. Asta însemnat că Duhul Sfânt a venit și s-a odihnit peste fiecare dintre noi. And tongues of fire rested individual tongues. Și limbi de foc individuale au stat pe fiecare. That means you, the promise is for you. Asta înseamnă că promisiunea este pentru voi. And your children. Pentru copiii voștri. You didn't receive a general bonfire, you received your own flame. N-ați primit un foc de tabără general, ci fiecare a primit propria flacără. And your flame from heaven has your name. Iar flacăra voastră din cer are numele vostru scris pe ea. And my flame has my name. Și flacăra ei are numele scris pe ea. You can't do what I do and I can't do what you do. Nu, eu nu pot să fac ce faci tu și tu nu poți să faci ce fac eu. Because we're individually powered from God. Pentru că suntem împuterniciți în mod individual de către Dumnezeu. That was a mighty sound from heaven. Acesta a fost sunetul puternic din cer. But on the Feast of Trumpets, we're going to hear another sound. Dar cu ocazia sărbătorii șofarelor vom auzi un alt sunet.
The shofar of God. Hallelujah. Shofarul lui Dumnezeu. Hallelujah. How many of you are looking forward to hearing that sound? Câți dintre voi așteptați să auziți acest sunet? I listen for it every day. Eu ascult să văd dacă l-aud în fiecare zi. But it's very sad to me that 99.9% of the people in the churches are not listening or not waiting for that call up. Dar mă întristează faptul că 99,9% din creștinii din biserică nu stau în așteptare să audă acest sunet. Many Bible scholars and theologians say the Feast of Trumpets represents the second coming, it represents the rapture. Mulți teologi spun că sărbătoarea șofarelor reprezintă a doua venire, reprezintă răpirea. Do you know what the rapture is? Știți ce este răpirea? That's when the Lord comes in the atmosphere. Atunci când când Domnul vine în atmosfera noastră. And he snatches his church made of Jew and Gentile together. Și își ia biserica formată din neamuri și evrei la un loc. Now a lot of people say they don't believe in the rapture because they don't see the word in the Bible. Mulți oameni spun că nu cred în răpire pentru că nu găsesc acest cuvânt scris în Biblie. However, that word is in the Latin Bible. Totuși acest cuvânt se găsește în Biblia în limba latină. And it's in the Septuagint, the Greek translation of the Hebrew scriptures, meaning to snatch violently. Și se găsește și în traducerea grecească a Bibliei și înseamnă să iei cu putere, să iei repede. The Lord is going to come in the atmosphere and snatch his people. Domnul va veni în atmosferă și își va lua repede copiii, oamenii. And he explained in the Olivet Discourse in Matthew 25 that some are going to be asleep. Și a spus în Matei 25 că unii dintre oameni vor dormi în perioada aia. He likened his people to 10 virgins and 5 were very foolish and were asleep. El a vorbit despre cele 10 fecioare și 5 dintre ele erau neînțelepte și au adormit. So we have to live, we have to occupy this world, continue to preach the gospel, but be ready for the coming of the Lord. Prin urmare, trebuie să ocupăm această lume, să continuăm să predicăm Evanghelia, dar să fim pregătiți pentru Domnul. Some Bible scholars say the Feast of Trumpets is the day or hour that no man knows. Unii teologi spun că sărbătoarea șofarelor reprezintă un moment, o oră pe care nimeni nu o cunoaște. Because the Hebrew calendar is a lunar calendar and the festival has to begin when the moon is sighted. Pentru că calendarul evreiesc este un calendar se ia după lună și trebuie să înceapă atunci când începe un ciclu lunar. And because the world is big, this holiday is celebrated for 2 days just so that it's covered around the world. Și fiindcă lumea este așa de mare, această sărbătoare se sărbătorește de 2 ori pe an, ca să fie acoperită pentru întreaga lume. So we don't really know when that feast is going to happen until the moon is sighted, and we've got to be ready. Prin urmare, nu știm exact când se întâmplă această sărbătoare și trebuie să fim pregătiți. And then there is a period of 10 days between trumpets and Yom Kippur called the Days of Awe. Apoi există o perioadă de 10 zile între sărbătoarea șofarelor și sărbătoarea Yom Kippur, numite zilele de uimire, de admirație. Awesome, awesome days. Așa, cum? Groază. Zilele de groază. Yeshua fulfills this too. I believe every day we're living in is a day of awe. It's an awesome day. Yeshua împlinește și acest obicei. It means holy, very holy, introspective, looking inwardly, repenting. Oh, este un cuvânt care înseamnă extraordinar și o perioadă în care să te uiți în interiorul tău. And then Yom Kippur is the day of atonement. Apoi Yom Kippur este ziua ispășirii. Now, Jesus fulfilled atonement at Passover, didn't he? Isus a împlinit ispășirea la Paști, nu-i așa? Did he not? Nu-i așa? It has been finished for time and eternity. Hallelujah. Această lucrare s-a împlinit la un moment dat pentru toată veșnicia. When he shouted from the cross, it is finished. C-
când a strigat de pe cruce, s-a isprăvit. That phrase means paid in full. Această frază înseamnă că totul a fost plătit pe deplin. Atonement was paid in full for the world. Ispășirea a fost plătită pe deplin pentru întreaga lume. But the Day of Atonement, I believe, represents when all of Israel shall be saved. Dar eu cred că ziua ispășirii reprezintă momentul în care tot Israelul va fi mântuit. It's a day when the Jewish people, no matter how secular they are, they fast and they pray. Traffic stops. Este momentul în care întreg Israelul, indiferent cât de secular este, se va opri și va posti. Although Yeshua completed atonement, still the nation of Israel is yet to be saved and will be saved. Deși Isus a plătit ispășirea, Israelul încă trebuie, mai este un moment până să fie ispășit, să fie mântuit. And then the Feast of Tabernacles represents in the economy of God when Yeshua returns and dwells on earth. Iar apoi sărbătoarea corturilor reprezintă momentul în care Dumnezeu va veni și va locui pe pământ. It represents when God dwells with men. Reprezintă perioada în care Dumnezeu va locui cu oamenii. During that time the Israelites remember when they lived in booths in the desert. Și în această perioadă evrei își amintesc de perioada în care au locuit în corturi în pustie. But it's a picture of God dwelling with man. Dar reprezintă o imagine a lui Dumnezeu care locuiește printre oameni. In a messianic sense it's a picture of when Yeshua sits on the throne of his father David and all the nations come up to worship him. Din punct de vedere mesianic reprezintă momentul în care Yeshua stă pe tron și toți oamenii vin și se închină lui. Now I want to take you back for a moment to Pentecost. Vreau să revenim un pic la cinzecime. Because of when the Holy Spirit was poured out, când a fost turnat Duhul Sfânt, the apostle Peter came out on the streets and he interpreted what had happened. Apostolul Petru a ieșit pe stradă și a interpretat ceea ce s-a întâmplat. The people in that day thought that the disciples were drunk. Oamenii din acea vreme au crezut că ucenicii erau beți. Because of the outpouring of the Spirit. Din cauza revărsării Duhului Sfânt. So he said, I must stand up and interpret to you what is going on. Așa că s-a ridicat și a spus, eu trebuie să vă explic ce s-a întâmplat. So to give the interpretation, he opened the Hebrew scriptures and turned to Joel chapter 2. Pentru a explica asta, el a deschis scriptura la Ioel capitolul 2. And he said, "Brethren, this is that happened, that was prophesied. This that's happening in Pentecost is that was prophesied." Și a spus, fraților, ceea ce se întâmplă acum la cinzecime este ceea ce a fost prorocit acolo în Ioel. One thing he had to explain. Un lucru pe care a trebuit să-l explice was why women were there and why women were behaving like that. A fost motivul pentru care erau femei acolo și de ce chiar și ele se manifestau în felul acesta. I want you to appreciate how radical was what happened at Shavuot at Pentecost. Vreau să înțelegeți cât de radical a fost ceea ce s-a întâmplat la cinzecime. In the Jewish temple there were walls. În templul evreiesc erau ziduri, pereți. There was a court of the Gentiles with a wall. A court where the Gentiles, the nations could worship. Și era un loc special în care națiunile, neamurile se puteau închina. If you were a Gentile and you wanted to worship God, you could not go beyond the wall, the court of the Gentiles. Dacă făceai parte dintre neamuri, puteai să te închini până la un anumit punct, nu puteai să treci de un anumit zid. But if you were a woman, you had to stay in the court of the women. Dar dacă erai femeie, trebuia să stai în zona specială pentru femei. You as a woman could not go on to worship God to where the men went and where the Levites went. Ca femeie nu puteai să mergi să te închini lui Dumnezeu în locul în care erau bărbații și leviții. You were stopped by walls. Ci femeile erau oprite de pereți. But when Yeshua died on the cross, dar când Yeshua a murit pe cruce, we all know, I hope we know, that the veil that separated the presence of God from the people was rent in two from top to bottom. Știm că perdeaua care separa prezența lui Dumnezeu de restul lumii a fost ruptă de sus în jos. So the access to God was made
to all men. Așa că accesul către Dumnezeu a fost pus la dispoziția tuturor oamenilor. This is why Paul says in Ephesians that the wall of partition between Jew and Gentile has fallen down. De asta spune Pavel că zidul de despărțire între neamuri și evrei a fost distrus. And we're now a new species in the earth, one new man. Și suntem acum o nouă specie pe pământ, un om nou. This species is not the exclusive brethren of the Gentiles. It's not the exclusive brethren of the Jews. Această specie nu reprezintă în exclusivitate neamurile creștine sau evrei. It's a new species in the earth. A new man. Este o nouă specie pe pământ, un om nou. Part Jew, part Gentile. Parte dintre neamuri, parte dintre evrei. But amazingly, the wall for women broke as well. Dar uimitor este faptul că și zidul de despărțire pentru femei a fost distrus de asemenea. I want you to know how radical this is. Vreau să înțelegeți cât de radical e acest lucru. Because in the Jewish world, in order to have a prayer meeting, you have to have a minion of 10 men. Pentru că în lumea evrească, pentru a avea o întâlnire, trebuie să ai o adunare de 10 oameni. If you don't have 10 men, the prayer meeting is not legitimate. Dacă nu ai 10 oameni, întâlnirea de rugăciune nu e. But 10 bărbați, scuze, 10 bărbați, întâlnirea nu este legitimă. But in the upper room, dar în camera de sus, Peter in his sermon on in Acts chapter 2 and Pentecost, Petru în predica lui din Fapte 2, had to explain what the women were doing there. A trebuit să explice de ce erau și femei acolo. And the Holy Spirit specifically records in Acts 2 and the women were present. Și Duhul Sfânt spune specific în Fapte 2 că femeile erau prezente. This was the first recorded prayer meeting after the resurrection and the men and the women created the minion. Aceasta este prima întâlnire specificată în Biblie după înviere și spune că femeile și bărbații erau la aceeași întâlnire. The Apostle Peter said, "Brethren, I can't explain to you what's going on." Și apostolul Petru a spus: "Fraților, vă pot explica ce se întâmplă." He said, "Joel said." El a spus, Ioel a spus, "that in the last days the Holy Spirit will be poured out on all flesh." Că în zilele din urmă Duhul Sfânt va fi turnat peste orice your ființă. Your sons and your daughters shall prophesy. Fiii și fiicele voastre vor proroci. And that's why women are involved. Și de asta sunt și femei aici. This is radical. Este ceva radical pentru ei. Now, I want to explain something very important for everyone watching this program. Vreau să explic ceva foarte important pentru toți cei care urmăresc. Before the crucifixion of Jesus. Înainte de răstignirea lui Isus. Before the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. Înainte de revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime. The only way anybody could be saved. Singura modalitate prin care cineva putea să fie mântuit. Was through the temple sacrificial system. Era prin sistemul de jertfă de la templu. That meant the blood of an innocent animal had to be shed to cover your sin. Asta însemna că sângele unui animal nevinovat trebuia să fie sacrificat ca să acopere păcatele tale. But at the cross, dar la cruce, the terms of salvation changed. Termenii pentru a fi mântuit s-au schimbat. After the resurrection, după înviere, Jesus was declared to be Lord. Iisus a fost declarat Domn. He was son of God, there's no doubt about it. Era fiul lui Dumnezeu și nu mai exista urmă de îndoială. But the resurrection authenticated his ministry. Dar învierea a autentificat lucrarea lui. And the gospels say that Jesus was declared to be the son of God with power through the resurrection. Și Evanghelia spune că Iisus a fost declarat ca fiul al lui Dumnezeu prin puterea învierii. And Jesus prophesied that the temple system would be destroyed. Și Iisus a profețit că sistemul care era atunci în templu va fi distrus. In 70 AD it was destroyed. Și în anul 70 după Hristos acesta a fost distrus. So now how does somebody get saved? Acum cum poate fi mântuit cineva? That's my question for everybody watching this video. Aceasta este întrebarea pentru toți cei care ne urmăresc. As the Philippian jailer asked in Acts chapter 16. După cum a spus temnicerul în Fapte 16. Sirs, what must I do to be saved? Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?
The Apostle Peter gave the answer in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Și apostolul Petru a dat răspunsul în Fapte 2 la cu ocazia cincizecimii. He says, "I want to explain to you what's going on here in Jerusalem." Și a zis, vreau să explic ce se întâmplă în Ierusalim. And he says, "I will explain it to you from the Hebrew scriptures." Și vă voi explica prin scripturile evreiești. So he turned to Joel chapter 2. Așa că a deschis la Ioel 2. Where it speaks of end-time calamities and super disasters. Unde vorbește despre calamitățile și dezastrele care urmau să vină. He says not only will the men and the women prophesy. Și a zis nu numai că bărbații și femeile vor proroci. Not only will the old men and the young men have dreams and visions. Nu numai că tinerii și bătrânii vor avea vise și viziuni. But he quoted Joel 2 and verse 32. Ci a spus și Ioel 2 cu versetul 32. And it shall come to pass, said the apostle Peter. Și a zis se va împlini. And it shall come to pass. According to the Apostle Peter, she's quoting Joel. Și se va împlini după cum a spus apostolul Petru. All who call upon the name of the Lord shall be saved. Toți cei ce vor chema numele Domnului vor fi mântuiți. Do you see how things changed? Vedeți cum s-au schimbat lucrurile? Before the cross, you had to go have an animal sacrifice. Înainte de cruce trebuia să sacrifici un animal. After the cross, salvation became very simple. Și după răstignire, mântuirea a devenit foarte simplă. After the resurrection, salvation became very plain. După înviere, totul s-a simplificat cu privire la mântuire. The Apostle Peter said, "All who call upon the name of the Lord shall be saved." Apostolul Petru a spus că toți cei care vor chema numele Domnului vor fi mântuiți. Now, of course, in Joel 2:32. Acum în Ioel 2:32. The name of the Lord is Yud Hey Vav Hey in Hebrew. Some pronounce Yehovah. În numele Domnului este Yud. In Joel 2:32, it says the name of God. În Ioel 2:32 spune că numele lui Dumnezeu. Which Jewish people today will not pronounce. It's too sacred. Pe care evreii din ziua de azi nu-l pronunță pentru că este prea sfânt. In the scriptures, it's the letters Yud, Yod, Hey, Vav, Hey. În scriptură sunt literele Yod, Hey, Vav, Hey. Some people say Yahweh, some say Jehovah. Unii spun îl citesc ca Yahweh sau Jehova. All who call upon the name of Jehovah shall be saved. Toți cei care cheamă numele lui Jehova vor fi mântuiți. But in the New Testament, dar în Noul Testament, the apostle Peter, apostolul Petru, the apostle Paul, apostolul Pavel, and all the early church, și toată biserica primară, these were Jews, care era formată din evrei. Paul was a Hebrew of Hebrews. Pavel era un evreu dintre evrei. He sat at the feet of the famous Rabbi Gamaliel. A stat la picioarele rabinului faimos Gamaliel. These early apostles who were Jews. Acești evrei, apostoli de la început care erau evrei, did not hesitate. Nu au ezitat. To interpret Joel 2:32. De a interpreta versetul 32 din Ioel 2. As Jesus, Isus. Ca și cum ar fi vorba de Isus. As a matter of fact, it is says in Acts chapter 4 that there's no other name given from heaven whereby men shall be saved except the name of Isus. Chiar mai mult, în Fapte 4 spune că nu există niciun alt nume prin care o persoană poate fi mântuită în afară de numele Isus. In the book of Romans, Paul quotes Joel 2:32. În Romani, Pavel îl citează din nou Ioel 2:32. Remember, Paul was a great rabbi. Nu uitați că Pavel era un mare rabin. And he makes no hesitancy to say in Romans, all who call upon the name of the Lord shall be saved, meaning Jesus. Și nu ezită să spună că toți cei care cheamă numele Domnului vor fi mântuiți. Și când spune Domn, se referă la Isus. So, beloved people of God, what do we learn from this? Oameni scumpi al lui Dumnezeu, ce învățăm prin acestea? We learn that salvation is in the name of Jesus. Învățăm că mântuirea se face prin numele lui Isus. Isn't that wonderful? Nu e minunat asta? In the New Testament, în Noul Testament,
When the Philippian jailer said, "Sirs, what must I do to be saved?" Când temnicerul a spus, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? There had been an earthquake and he was afraid. Avusese loc un cutremur și lui era teamă. It's very interesting. E foarte interesant. That the apostles did not answer. Că apostolii nu i-au răspuns. In order to be saved, you have to do penance. Spunând că pentru a fi mântuit trebuie să te pocăiești, trebuie să te căiești. They didn't say in order to be saved you have to fast and pray. Nu au spus ca să fii mântuit trebuie să postești și să te rogi. They didn't say in order to be saved you have to make a pilgrimage to a certain city. Nu au spus că pentru a fi mântuit trebuie să faci un pelerinaj într-un anumit sat, oraș. They said call upon the name of the Lord Jesus and you shall be saved, you and your household. Și a spus cheamă numele Domnului Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Isn't that marvelous? Nu e extraordinar asta? Man, religion wants to make getting to God complicated. Religia vrea să complice venirea la Dumnezeu. But God came to us through Jesus, through Yeshua. Dar Dumnezeu a venit la noi prin Isus, prin Yeshua. And when he stretched out his arms wide on the cross. Și când și-a întins mâinile pe cruce. He blocked the way of hell for you and me. El a blocat calea iadului pentru noi. The Bible says, and I can assure you that if you call upon the name of the Lord Jesus, you shall be saved. Biblia spune asta și eu vă asigur că așa se întâmplă. Atunci când chem numele Domnului, vei fi mântuit. Now, one other point I want to make in this session. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez în această sesiune. That word saved. Este faptul că cuvântul acesta, mântuire, has many meanings. Are multe semnificații, multe înțelesuri. It means, of course, to be saved from eternal perdition. Înseamnă, bineînțeles, de a fi salvat de la pedeapsa veșnică. But it also means to be saved in this world from calamities, to be preserved, to be made whole and to be healed. Dar înseamnă de asemenea și de a fi salvat de la calamitățile acestei lumi, de a fi o persoană întreagă și vindecată. This is why the gospel is a twofold cure. Din această cauză, Evanghelia ne dă două leacuri. We are not only saved from our sins through the sacrifice of Jesus, but we're healed by his stripes of our sicknesses. Nu numai că suntem mântuiți prin sângele vărsat pe cruce, ci suntem și vindecați prin rănile lui. So I encourage you to call upon the name of the Lord. Așa că vă încurajez să chemați numele Domnului. And to receive the free gift of salvation. Și să primiți darul mântuirii. This is why the gospel is called good news. Din această cauză evanghelia înseamnă veste bună. Because we shall be delivered out of our calamities, God has many angels. Pentru că vom fi izbăviți de necazurile noastre. Dumnezeu are mulți îngeri. But the gospel also has the promise that we shall be healed. Dar de asemenea evanghelia conține promisiunea că vom fi vindecați. I command you today in the name of Jesus. Vă poruncesc astăzi în numele lui Isus. To rise up into all of your gospel benefits. Să profitați de toate beneficiile pe care le oferă evanghelia. We command you in the name of Jesus today. Vă poruncim în numele lui Isus astăzi. Not to be discouraged and depressed. Să nu fiți descurajați și deprimați. We command you to have the assurance of your salvation. Vă poruncim să aveți siguranța mântuirii voastre. Because the apostle John said these things are written so that you may know, you may have assurance of eternal life. Apostolul Ioan a spus, aceste cuvinte sunt scrise ca voi să aveți siguranță. And we command you to be well, to be healed, to be whole. We command you in the name of Jesus to let go of your sickness and stop nursing it, but leave it at the cross. Vă poruncim în numele lui Isus să fiți sănătoși, să renunțați la bolile voastre, să le lăsați la crucea lui Isus. We command you in the name of the Lord. Vă poruncim în numele Domnului to drop your sickness and your depression, să renunțați la bolile și la depresia voastră and to take your gospel benefits. Hallelujah. Și să profitați de beneficiile oferite de evanghelie. And not just keep them to yourself, but give them to your neighbors and your friends. Și să nu le păstrați doar pentru voi, ci să le dați și vecinilor și familiei voastre. In Jesus' name, we pray for this. În numele lui Isus ne rugăm pentru asta. Amen. Amen. Amen.